Din nou în direct și mergem puțin peste Prut, acolo unde vine un scenariu la nivel internațional. Kremlinul ar pregăti prin reprezentanții săi din Transnistria, regiunea separatistă, o operațiune sub steag fals. Este un raport pe care îl publică cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Se vorbește inclusiv despre faptul că pe 10 ianuarie, așa zisul Minister al Securității de Stat al Transnistriei, a anunțat că ar fi avut loc un incident cu folosirea armelor de foc. De asemenea, școlile cu predare în limba română au fost taxate imediat de cei din Transnistria în ceea ce privește finanțarea. Alături de noi, Ana Guțu, profesor și fost parlamentar în Republica Moldova. Bun găsit, doamna Guțu, mulțumesc! Bun găsit! Ce jocuri mai fac rușii? La mulți ani, ce jocuri mai fac rușii acolo în Transnistria? Eu nu cred că punctul de atracție a strategiei și tacticii rușilor în războiul din regiune este pentru moment stânga Nistrului, stânga separatistă a Nistrului. Pe cont propriu au început să se revolte cei din Transnistria, Republica Șerif, cum îi se mai spune, anume pentru că, începând cu 1 ianuarie 2024, toate întreprinderile care fac negoți cu statele membre ale UE sunt obligate să plătească TVA în bugetul Republicii Moldova. Să știți că timp de 30 de ani, atâta timp și mai cu seamă după ce a intrat în vigoare acordul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și mai ales zona de comerț liber și cuprinzător, ei au beneficiat plenar de acest acord, dar n-au plătit niciun fant în bugetul Republicii Moldova. Actuala guvernare de la Chișinău îi obligă, conformitate cu nouă legislație fiscală, să plătească acest TVA în bugetul Republicii Moldova și acum ei se revoltă și se plâng pe discriminare și așa mai departe. Krasnoselski a anunțat respectiv că va mări prețul pentru gazele naturale și electricitate care sunt furnizate școlilor românești din stânga Nistrului. Acesta este ping-pongul pentru moment. Rușii sunt concentrați pe altă linie de front. Ei sunt atacați inclusiv cu rachete de Ucraina și au alt gen de probleme. Ăștia, din punctul meu de vedere, acționează pe cont propriu. Rușii nu pot să ajungă în Transnistria fără să ia Odessa. Iar pentru ca să cadă Odessa, vă dați seama că e nevoie de o mega operație, operațiune militară în Marea Neagră și așa mai departe, iar rușii pentru asta nu sunt gata. Asta este părerea mea și mă ascult, mă informez și din sursele deschise ale rușilor, ale foștilor lor spioni, KGB și așa mai departe, care sunt la curent cu ceea ce se întâmplă pe frontul ruso-ucrainean. Va fi oricum un an complicat pentru că sunt și alegeri și probabil că se va simți influența sau interferența Federației Ruse. Așa este. Deci, mai degrabă, ceea ce va face Rusia și nu neapărat are nevoie de foarte mulți bani pentru aceasta, pentru că există suficienți idioți utili și partide proruse în Republica Moldova ca să facă acest lucru, pentru a prelua puterea la Chișinău. Deci ei vor acționa pe formula hibridă, vor acționa prin propagandă, trolling și așa mai departe, vor atâța spiritele și vor arunca bani aici ca să fie mobilizate păturile sociale vulnerabile pentru ca să vină la Chișinău și să facă prea multă gălăgie. Asta va face Rusia în anul 2024 pentru că scopul lor este să facă haos acolo unde nu pot ajunge deocamdată sau nu au interesul să ajungă cu rachete și cu tancuri. Asta este scenariul. Controlează prin propagandă. E și mult mai ieftin vorba dumneavoastră, exact, că sunt multe partide. Da, dar propaganda, mai ales pe rețelele de socializare, fiindcă au fost închise unele canale de televiziune și nu prea le reușește. Da, e foarte la îndemână în continuare pe rețelele astea sociale. Am mai văzut și eu, mai ajung și la mine diverse videouri și așa. Așa este. Mulțumesc mult, Ana Guțu, pentru toate aceste informații de peste Prut. Gânduri bune acolo la Chișinău.